Meteorologii au emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică. 9 județe sunt sub incidența acestui cod, care intră în vigoare la ora 12 și este valabil până în această seară la ora 22. Potrivit meteorologilor, local în Moldova, Dobrogea, precum și în jumătatea de est a Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, care se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii averse. Așadar, informația de ultimă oră, acum un nou cod galben pentru fenomene de instabilitate atmosferică, valabil pentru 9 județe, pentru o parte din Moldova și din Muntenia. Acest cod emis în urmă cu puțin timp de meteorologi se suprapune peste codul portocaliu, care vizează 12 județe din sudul țării și capitala, dar și codul galben, care este valabil pentru vestul țării. Așadar, un nou cod galben de instabilitate atmosferică temporară accentuată. Sunt 9 județe care sunt sub incidența acestui cod galben, care intră în vigoare astăzi la ora 12 și este valabil până în această seară la ora 22. Ne așteaptă așadar o nouă zi caniculară, mai ales în sudul, dar și în vestul țării. Sunt deja aproape 2 săptămâni de când valul de căldură persistă deasupra României, iar previziunile meteorologilor, după cum vedeți, nu sunt deloc îmbucurătoare.